Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava a răspuns cu soluții eficiente provocărilor acestei crize. Astfel, pentru efortul important pe care instituția îl depune și pentru soluțiile aplicate, vă ofer un certificat de bună practică în semn de recunoștință, a transmis președintele ANFP, Violeta Bijulie. Acordarea acestui certificat este expresia aprecierii noastre pentru efortul instituției pe care o reprezentați în această perioadă grea. Pentru ca exemplele de bună practică să poată fi preluate și de alte instituții, ANFP a realizat Ghidul de Bune Practici pentru gestionarea situațiilor de criză în pandemie. Ghidul va fi transmis către cele 4.000 de instituții cu care colaborează ANFP și a fost postat pe site-ul nostru pentru a ajunge la cât mai multe instituții publice și private. Sunt convinsă că publicarea acestui ghid reprezintă o încurajare pentru toate instituțiile care trebuie să dea răspunsuri rapide pentru stoparea pandemiei, a mai adăugat Bijulie. Mulțumim Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru recunoașterea efortului noastre, au transmis printre altele reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava. Acea perioadă, martie-mai 2020, a reprezentat pentru conducerea și personalul din cadrul direcției o mare provocare. Ne-am trezit în mijlocul unei pandemii despre care nu știam mare lucru, dar care ne-a obligat să acționăm rapid pentru protejarea beneficiarilor noștri din centrele de copii și de adulți, dar și a personalului nostru. A fost extrem de greu, a trebuit, pe lângă măsurile luate în concordanță cu ceilalți factori decizionali la nivel de județ, de la care am avut toată înțelegerea și susținerea, să răspund de multor întrebări din partea presei, organizațiilor internaționale, avocatului poporului, etc., dar am reușit să depășim cu bine primul val al pandemiei, iar acest lucru s-a datorat muncii în echipă, în mod clar, atât la nivel de județ, cât și la nivelul personalului din centre, care a lucrat direct cu beneficiarii. Mulțumim în acest sens Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru insistența de a completa acel chestionar, noi fiind aleși dintre direcții, și pentru faptul că ne-a recunoscut eforturile și mulțumim tuturor pentru efortul comun susținut și pentru credința că totul va fi bine, așa cum au desenat foarte mulți copii din acea perioadă.